Haideți să deschidem Sfânta Scriptură împreună în Cartea Proverbelor, la capitolul 4. Și să citim de la versetul 20 și până la versetul 27. Având în vedere că începe școala, un pasaj care în mod deosebit vorbește tinerilor și nu numai. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă -ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale. Că cele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot, tot trupul tău. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies zvoarele vieții izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău. Amin. Vă invit să ocupați loc. Glorie Domnului! Dragii mei, este o bucurie să fim în casa lui Dumnezeu, aici, la Biserica Muntele Sionului, și mă bucur să văd o biserică mai plină, mai doritoare de Cuvântul lui Dumnezeu, mai rugativă, o biserică care cântă cu viață și mai mult să văd chiar o extensie în spate. Mă bucur și eu de sărbătoarea dumneavoastră că astăzi ați reușit să faceți ce a făcut cândva David cu tot poporul lui Israel spune Biblia că pe vremuri David a dat o bucată de carne, o turtă la fiecare. Asta a fost lucru mare și o pâine. Și poate că mulți v-ați gândit de ce atâta risipă. Dragii mei, mesele cu frații nu sunt risipă. Mesele cu frații sunt o binecuvântare. Misiunea are fondurile ei, săraci au fondurile lor, însă mesele de dragoste au făcut parte din viața bisericii primare. Vă felicit că ați ales să stați împreună la sărbătoare și să vă bucurați împreună. mi amintesc de când eram copil la marele sărbători, la marele botez, era așa mare bucurie, muzică, era cort, botez și întotdeauna după botez erau și sarmale. Ca și copil numai sarmalele mi-au rămas în minte, așa că sunt convins că în inima copiilor și în mintea lor va rămâne această amintire plăcută a unei biserici împreună. Domnul să vă țină împreună! Pentru că frații m-au îndemnat în această seară să vorbesc despre școală, ceva despre începutul de an școlar, m-am gândit să citesc câteva versete care să ne dea câteva învățături pentru cei tineri în mod deosebit și nu numai. Din câte am înțeles, urmează să înceapă școala și, din nou, aceeași rutină, același drum, aceleași probleme transpirație multă, teme, profesori care pretind mult, părinți care cel mult, poate și o biserică care pretinde mult, va fi din nou un război al potrivirii repetițiilor cu temele, cu meditațiile, cu pregătirea sportivă de la școală și echilibrul este de altfel un mare lucru, și poate că puțini elevi și de prea puține ori ca elev am reușit să am un an așa cum mi-am dorit, în care să fiu echilibrat și să nu cadă în niciun fel de patimă. De aceea toți elevii aș vrea ca Domnul să-i să, fie, să binecuvinteze. Pe toți copiii care sunt în biserică aceasta să fie plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Oameni pregătiți și să fie copiii dumneavoastră cap și nu cod. Amin copii buni la școală, copii cu caracter deosebit, copii credincioși care să fie o lumină în școlile dumneavoastră. Și cei care nu suntem la școală avem de învățat astăzi. Chiar dacă nu suntem la școală generală, cu toții suntem într-o școală. nu e așa? Este o poezie pe care o știu de multă vreme și care spune există o școală în care înveți doar dând cu capul de pereți. Și când ai dat de toți pereții, ești absolvent, ai școala vieții. Chiar dacă ai perii în această seară, ești în școala vieții. Încă Dumnezeu mai are ceva să spună în seara asta. Nu știu în ce clasă ești, pentru că Pavel spune voi care de mult trebuia să fiți la bacalaureat. Sunteți iar la laptele domnice și curat. Repetenți! Care sunt condițiile pe care Dumnezeu ne le cere nou ca și tineri studenți sau elevi și noi cei implicați în școala vieții. Ca să avem un an binecuvântat, o viață împlinită, un an plin de împliniri, cuvântul lui Dumnezeu ne lasă câteva recomandări. Dumnezeu ne vrea binele. Spune cuvântul aici despre cuvântul său, spune, Fiul ia aminte la cuvintele mele, pleacă urechea la vorbele mele, să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, căci ele, spune cuvântul aici, sunt viață. Auziți? Ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate, spune aici. În anul acesta școlar, drag tânăr, Dumnezeu vrea să ai viață spirituală, echilibru, dar și sănătate. De aceea dați-mi voie să privesc din această perspectivă și să urez tuturor elevilor o viață duhovnicească, în primul rând. O viață spirituală, o relație cu Dumnezeu în acest an, o viață binecuvântată și nu numai, să le doresc și sănătate. E așa de important ca în acest an școlar să ai sănătate psihică, să ai o viață echilibrată, să te culci la vreme, să te trezești de vreme, să știi să le echilibrezi și să ai și viață spirituală, o relație cu Dumnezeu, timp pentru scripturi, dar și sănătate. Da, voia lui Dumnezeu pentru anul acesta școlar este o viață deplină. De altfel, dragi tineri, Dumnezeu are pentru noi în vedere nu numai Sufletul, ci și Trupul. Spune cuvântul lui Dumnezeu căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când de vlavea este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a acele viitoare. Iată, Pavel îi spune lui Timotei, un tânăr Timotei, e foarte important ca, în primul rând, să ai parte de deprinderea duhovnicească, adică de exercițiul spiritual, o relație cu Dumnezeu exersată zilnic. E cea mai importantă. Ea are și făgăduința vieții de aici, și făgăduința vieții viitoare. Dar tot Pavel spune că și deprinderea trupească este cum? De puțin folos. Dumnezeul nostru nu neglijează trupul aici, de altfel cuvântul pe care îl folosește Pavel este gimnasia, de la care noi avem cuvântul gimnastică, adică deprinderea fizică, exercițiul fizic este de puțin folos, dar are folosul lui. Este vremea să ne gândim pentru că copiii noștri să la sănătate. Atâta dezechilibru în viața pământească și neglijăm de multe ori trupul zicând, auzi, numai sufletul contează. Este o teologie dihotomistă, una falsă, că numai Sufletul va moșteni împărăția lui Dumnezeu, că trupul nu contează. Însă Pavel spune fraților, trupul nostru este Templul Duhului Sfânt. Trupul nu este de neglijat, spune Pavel. Da, carnea și sângele nu poate să moștenească împărăția lui Dumnezeu, dar tot Biblia spune că vom fi îmbrăcați în slavă, că ce este muritor va fi îmbrăcat în nemurire, că trupul acesta într-o zi va moșteni în slavă îmbrăcat împărăția lui Dumnezeu. De aceea, dragi tineri, vreau să vă sfătuiești la disciplină trupească. Este o manie în ziua de azi. Tinerii stau prea mult în casă, în fața calculatoarelor. Dacă a fost, au fost vremuri când bătrânii ne tăiau mingea, astăzi a venit vremea să le cumpărăm. Copiii noștri stau în casă, devin obezi, devin dezechilibrați psihic de atâta Facebook, de atâta internet, de atâta film, de atâta căutare pe Google. Dragi tineri, Dumnezeu vrea minți sănătoase în corpuri sănătoase. Dumnezeu vrea echilibru și disciplină, somn la vreme, nu nopți pierdute în fața calculatoarelor, nu învățat noaptea, ci învățat ziua, că cei ce dorm, dorm noaptea rană sănătoasă. Foarte mulți tineri eh, neglijează trupul și se îndoapă cu cipsuri și cu toate gunoaiele pământului acestea. Dragi mei, dragi părinți, Dumnezeu vrea ca în acest an copiii noștri să aibă parte de viață din belșug. Spunea cuvântul, am venit să aibă oile mele viață și cum să o aibă? Din belșug, viață spirituală și viață sănătoasă în acest trup. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți copiii. Dragii mei, câteva condiții din cuvântul Domnului. În primul rând spune cuvântul aici, fiule, ia aminte la cuvintele mele. Pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi. Păstrează-le în fundul inimii tale. Pentru un an școlar binecuvântat, dragi tineri și copii, studenți, trebuie ca cuvântul lui Dumnezeu să guverneze toate sectoarele vieții noastre. Amin? Amin? Cel mai important, mai mult decât a învăța bine, decât a fi bun la școală sau la sport sau la desen sau la muzică, este să ai o viață în care cuvântul lui Dumnezeu să aibă un loc central. Știu că de foarte multe ori tinerii sunt pasionați de Biblie în timpul vacanței. Da, domnule, în vacanță ai timp de Biblie, ai timp de biserică, dar când începe școala, pentru foarte mulți copii, cuvântul intră în plan secund. Că de atâtea teme, profesorii cer, eu mai știu eu ce să mai cer, meditații, de multe ori părinții bagă cu tot cerul, meditații peste meditații și nu mai rămâne timp ca să existe o relație cu cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, oricât de mult ar fi de învățat, Dumnezeu ne cheamă ca în fiecare zi, dragi tineri, să ne facem timp pentru cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Amin. O, Doamne, ajută-ne la aceasta! Amin. Ca tânăr este important, nu pare important. Nu e notă bună că citești Biblia. Nu primești premii, nu se fac bani din asta, însă viitorul și sănătatea minții noastre este legată de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Spune cuvântul aici așa de frumos că toate domeniile vieții trebuie să fie guvernate de cuvânt. Spune aici, auziți, fiule ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea, iată simtul auzului să fie îmbibat de cuvântul Domnului, să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăiate, ochii să fie scăldați în cuvântul Domnului, păstrează-le în fundul inimii tale și spune, astea vor fi sănătate pentru tine. Dacă vrei să ai un viitor și o carieră binecuvântată, nu te îndopa doar cu matematici, cu limba română, cu meditații la engleză, că nu o să ieși butoi de carte. Este foarte bine să înveți bine la școală și pledez în această zi pentru disciplină, însă vreau să încep cu ceea ce cu adevărat contează. Și anume, tânărul să-și îndrepte, cum spune Psalmul 119, cum? Pașii după cuvântul tău. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Este foarte important, dragi tineri, să, nu, să înțelegem asta. Am văzut deseori că eram dirijor cândva la Sighetul Marmației și mereu îmi lipseau copiii la repetiție, eram frustrat ca și dirijor că nu veneau. Și întrebam, de ce? Dar aproape întotdeauna se scuzau cu asta. Păi, școala. Ceea ce mă deranja și mai mult este că părinții îi încurajau. Și se luau părinții de mine ca dirijor și spuneau, auzi, domnule, tu nu știi că în ziua de azi e greu cu școala? Tu nu știi cât le cer profesorii? Păi marți are, are meditații la engleză. Miercuri are meditații la matematică, Joi are meditații la știu ce, și iese ministru. Dragi părinți, nu se fac meditații în timpul repetiților. Nu se fac meditații în timpul programului de biserică. Prea mulți tineri am văzut în generația mea, care au ieșit niște doctori buni, dar nepocăiți. Am în mintea mea câțiva. Prea mulți colegi de generație în care părinții au investit, au spus, trebuie să învețe bine. Și școala a fost numărul unu. Au spus, nu are timp. Nu a avut timp de fanfară, nu a avut timp de cor, nu a avut timp de orchestră, nu a avut timp de studiu biblic, nu a avut timp de nimic, pentru că el trebuia să iasă doxă. Și dragii mei, dați-mi voie să vă spun, stimați părinți, în primul rând, pentru că voi stabiliți prioritățile copiilor dumneavoastră. Acești copii au ajuns doctori și ingineri, dar au sufletele goale. Au ajuns doctori născuți în familii pentecostale și mai știu eu ce, sunt mari oameni de afaceri și tot mai mult din mediul pentecostal au pătruns oameni în sfera înaltă, oameni în politică, oameni în afaceri, oameni în lumea de cultură și ne lăudăm cu ei că sunt copiii noștri care s-au realizat. Însă, dacă nu l-ai dat pe Hristos, copilul tău este sărac. Spune așa de frumos, Pavel, pe Timotei: Timoșteie, știu ce s-a sălășluit în tine din copilărie, o dragoste, o credință neprefăcută. Cel mai bogat copil este copilul care îl are pe Hristos. Cel mai bogat tânăr este tânărul care în, în ziua anunții lui are o moștenire, îl are pe Dumnezeu, are cuvântul lui Dumnezeu în viața lui. Degeaba mașini la nuntă, degeaba case, degeaba copii educați, degeaba, degeaba orice, dacă lipsește Cuvântul lui Dumnezeu din viața tânărului. De aceea, dragii mei, vreau să vă încurajez ca înainte de orice în timpul anului școlar să vă faceți timp pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă sunteți obosiți, chiar dacă aveți multă școală, faceți-vă timp să stați față în față cu ceea ce vă va da bine Cuvântarea. Peste ani și ani veți uita formulele matematice. Eu am fost printre cei mai buni de la matematică și de la fizică, am fost cel mai bun din județul Arad, dați-mi voi să mă laud în nebunia mea, cum spune Pavel, cel mai bun din județul Arad la fizică, astăzi nu mai știu nimic. Am învățat și am învățat și a fost bine că am învățat. Însă, dragii mei, ceea ce mi-a rămas au fost acele ore de școală duminicală. Mi-am amintesc cu drag, că am învățat cele mai multe versete biblice din biserica noastră și iată, astăzi, cuvântul acesta a rămas în viața mea. Contează mai mult decât toate formulele de la fizică, de la matematică, decât toate premiile am acasă, diplome, că pot face un borș la căldare, dacă vreți. Însă nici în ziua de azi nu pot să spun că au contat acele diplome așa de mult ca și învățătura din Cuvântul lui Dumnezeu. Ba mai mult am fost frustrat, am terminat școala, am învățat, am luat diplome și într-o zi mi s-au murdărit toate diplomele cu kiwi. Nu știu cum au ajuns într-o plasă, toate-s murdare cu verde. Și nici în ziua de azi n-am ajuns să mă folosesc de ele cum aș fi vrut eu. E bine să înveți. Am știut de la părinții mei că școala înseamnă disciplină și am fost printre cei mai buni elevi. Însă, dragii mei, ceea ce a contat în primul rând și trebuie să guverneze viața, în primul rând, este cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Iată, prima poartă care trebuie păzită este poarta minții, ca să învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Mai departe, cuvântul spune așa, păzește inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Dragii mei, în prag de an școlar, vreau să subliniez încă ceva. Dacă poarta minții trebuie păzită bine și studiat cuvântul lui Dumnezeu, cea de-a doua poartă care trebuie bine păzită. Și spune, spune înțeleptul, asta trebuie păzită cel mai bine. Pentru că aici tânărul este cel mai vulnerabil. păzește inima. Poarta sentimentelor. Dragi tineri, știu prin ce treceți și am trăit și eu la vârsta de 16-18 ani. Este o vârstă la care sentimentele sunt o lume atât de furtunos. Spunea cineva, la această vârstă sentimentele vin cu avionul și mintea cu personalul. Tinerii se coc greu, în schimb învolburarea pasiunilor și a patimilor este așa de greu de stăpânit. Și aici înțeleptul spune, păzește-ți inima! Ai grijă, fată și băiat, ce pasiuni încolțesc acolo în inima ta. Este foarte important să spăzești bine poarta sentimentelor tale. Dați-mi voie să vă spun, dragi că satana nu e interesat întotdeauna să ne schimbe doctrinele. Tu poți să rămâi penticostal, poate să-ți placă Biblia, poți să asculți predici la biserică. El vrea să-ți cucerească inima să florească acolo o pasiune pentru fotbal, de exemplu. Mai mult decât pentru Dumnezeu. Și îți spui că nu-i mult, dar e o pasiune care încet, încet înflorește, înflorește. Am avut astfel de prieteni. Și s-au angajat și s-au dus la echipe mari. Nici nu mai știu pe unde sunt. Nu mai au nicio legătură cu biserica. Așa au copiii fraților și spuneam, mă, nu-i rău. Dar au început să lase pasiunea asta și iubeau Biblia și veneau la școala duminicală, dar mai mult iubeau sportul decât Biblia. Mai mult iubeau meciurile decât adunarea și lipseau de la adunare odată și de două ori și de trei ori și știau mai bine fotbaliști decât știau apostolii și în timp pasiunea asta a înflorit și a sufocat toată dragostea lor pentru casa lui Dumnezeu. De multe ori poate există o pasiune pentru muzica asta din lume. Sunt mulți care spun, domnule, nu-i problemă. Un pic de muzică din asta, că doar toți avem suflet. Adevărul este că foarte mulți tineri în bisericile noastre, am văzut, urmăresc MTV-ul sau alte, mai știu care sunt, erau cândva Kiss TV, dacă mai nu știu dacă mai este, și așa mai departe, aceste televiziuni, eu ca și tânăr am sfătuit întotdeauna, am spus, dragi tineri, un tânăr binecuvântat de Dumnezeu credincios n-are nici o legătură cu muzica lumească. Dragii mei, nu merită, am urmărit cândva cu ani mulți să ce se mai dă pe televizor, ce se mai cântă, m-am îngrozit, am spus, Doamne, cât trăiesc să nu mai văd așa ceva. Pentru că, dragii mei, muzica de astăzi, muzica modernă este soră cu pornografia. Este o mizerie în lumea muzicii lumești. Nu este o pasiune sănătoasă. Nu lăsați să-mi E așa de ușor să dai drumul la un radio pe mașină, să te uiți acasă un pic, să înveți artiștii, să vezi ce se mai întâmplă. Și când începe pasiunea asta să prindă rădăcini în tine, s-ar putea să te scoată din casa lui Dumnezeu. Lumea divertismentului, lumea muzicii, lumea asta show-urilor, pe atâția tineri îi scoată din biserică, cu toată doctrina lor penticostală, cu toată învățătura lor, pentru că diavolul se folosește de poarta numită Sentimente, pasiuni, iubiri, ne creștinești. De aceea, dragii mei, haideți să înțelegem ca și tine că Dumnezeu ne cheamă să ne păzim inima bine. Viața noastră sentimentală să fie păzită așa de bine. De altfel, mai este o problemă și asta pe mulți îi face neproductivi la școală, își lasă inima prinsă de câte o fată sau de câte un băiat. De aia spune aici, au înțeleptul, păzește-ți inima, drag student. N-am învățat mai rău decât atunci când mă îndrăgosteam. Atunci școala era un compromis. Am aici un coleg cu mine, am avut numai restanțe în perioada aia, pentru că mi-am lăsat inima prinsă ne la timp. Dați-mi voi să vă spun, dragi elevi, Timpul de școală nu este timp pentru îndrăgostire. Să fie foarte clar, timpul studenției chiar nu este un timp de îndrăgostire, decât spre final, dacă se poate. De atâtea ori ne lăsăm prinși de astfel de pasiuni ca tineri și nu-i vremea, nu că-i băiatul rău. Nu că fata ar fi la mulți vin și mă întreabă, frate, ce zici de relația asta, să merg înainte? Și mă uit la ei 18 ani. N-ai curaj să le pui o sacoșă în spate. Da, să le pui viața în cârcă, să-i trimiți la drum. Văd miri de multe ori care vin aici, rebucuroși la an timpurii, în au terminat școala și mă uit. Nu-i bine. Fiecare se căsătorește când vrea. Nu vreau să spun că toți trebuie să se căsătorească ca mine la 32 de ani. Am spus chiar astăzi că eu am prins ultimul tren și ăla din mers. Fiecare se căsătorește când vrea, însă, dragii mei, timpul de școală este timp de școală și nu de îndrăgostit. Timpul de, de studiat și de pregătire spirituală și profesională este un timp important să fie rezervat numai pentru asta și apoi celelalte lucruri, că altfel te lași prins. Te lași prins și vine dragostea și... E adevărat, dragostea la tinerețe are frumusețea ei și foarte mulți propagă astfel de, de idei, însă un tânăr care se căsătorește trebuie să fie pregătit să susțină o familie trebuie să fie pregătit profesional. Hai să lăsăm deoparte romantismul ăsta ușuratic și ieftin, împrumutat din novele și să ne uităm la scripturi care ne învață că trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere. Auzeam chiar la anunț mereu astfel de întâmplări și mă deranja când eram așa pe bancă, știu că la o nuntă am auzit pe cineva spunând, fraților, ce frumos, doi tineri la 17 ani, s-au iubit, părinții n-au fost de acord, dar nu au contat, că s-au iubit mult, spunea fratele, și să-i vezi cum după nuntă stătea unul în brațe la celălalt și mâncam am, amândoi din ultimul lor ou. Și cu Batista la ochi, ce romantic, ce frumos. Și am ajuns și eu la amvon, inginerul pragmatic. Și am zis, dragi frați și sororii, dați în voi să pun o întrebare. Ce se întâmplă când se gata ou? Așa am risipit romantismul din biserică. Așa s-a dus toată starea aia frumoasă și... Dragi tineri, când te căsătorești, când vă căsătoriți, trebuie să fiți pregătiți profesional. Știu ce au făcut tinerii, au mers la mama și la tata. Dar asta nu-i viață. De aceea, dragi tineri, chiar dacă știu că năvălesc sentimentele, știu că vă maturizați precoce datorită mâncărilor pe care le mâncăm. Astăzi tinerii arată foarte maturi. Și spuneam de multe ori, mă uit la câte un băiat îl văd, copil cu mustață. Copil înăuntru, dar e matur fizic, copil cu mușchi. E dezvoltat, e mare și când stai de vorbă cu el, e copil. E copil. Și de foarte multe ori părinții încurajează în relații în timpul liceului. Și le-am spus la mulți părinți, dragi frați și soră, dar cum de ai lăsat? Știți care e răspunsul? Păi, eu am încredere în copilul meu. Serios? Copilul tău are dreptul la încredere? Păi până și statul român e mai înțelept decât noi, părinții credincioși. Statul român nu-i dă voie să conducă o mașină până la 18 ani. Și tu, mamă, îi dai voie la 16 ani să circule pe autostrada îndrăgostirii. Ea nu e capabilă să conducă o mașină. Și capabilă să -și gestioneze viața emoțională? Dragii mei, eu cred că copiii noștri au dreptul la control. Este dreptul lor, este datoria ta de tată și de mamă să-l verifici. Să poată să-și termine școala și meseria într-un mod care să fie satisfăcător. Foarte mulți părinți nu le pasă. Văd o altă anomalie, tinerii își fac temele cum vor în camera lor, au acces la orice în camera lor. Dragi părinți, vă îndemn în numele Domnului Isus, nu-i lăsați să aibă acces la internet în camerele lor. Nu are ce să caute internetul în dormitorul copilului. Aia e bombă atomică. O, Doamne, de neînțelepciune. Dragi tineri, dragi părinți, a doua poartă care trebuie bine păzită este poarta inimii. Păzește-ți inima mai mult decât orice căci din ea ies izvoarele vieții. Spune așa de frumos evanghelistul Luca, ca să încheiem cu ceva din Scripturi, spune cuvântul Dumnezeu așa clar. Un cuvânt pe care îl cunoaștem legat de și în Matei, de altfel spune în Matei capitolul 6, Spune cuvântul, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesăcoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamon. Iată, aici Biblia ne învață că nu putem să avem o inimă împărțită. Nu putem să avem pasiune pentru mai multe lucruri deodată. Nu poți să iubești și pe Dumnezeu și lumea. Nu poți să și faci familie, să și faci școală. Nu se poate. Este vremea să ne gândim foarte serios ca și tineri unde vrem să ne investim pasiunile și să dea Dumnezeu ca aici la Biserica Muntele Sionului, tinerii din biserica aceasta, să investească toate pasiunile lor în primul rând în împărăția lui Dumnezeu, în repetiții, în instrumente, în, în tot ce înseamnă biserică și în al doilea rând să investească în pregătirea lor școlară. O, Doamne ajută pe toți tinerii! Și apoi pasiunile ce mai rămân și pentru alte lucruri. Însă, dragi tineri, nu uitați, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Aveți grijă la prioritățile pe care le-a stabilit în anul acesta școlar și Dumnezeu să vă binecuvinteze. În al treilea rând, dragii mei, spuneam o a treia poartă. Prima este poarta minții, a doua este această poartă a inimii, a sentimentelor. Însă cuvântul lui Dumnezeu ne mai vorbește despre încă o poartă în locul acesta și spune cuvântul așa, ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. A treia poartă pe care Dumnezeu ne recomandă să o avem bine, bine păzită este poarta ochilor. Și dacă până acum a fost cum a fost, cred că am ajuns la cea mai periculoasă poartă. Eclesiastul spune așa de frumos, ochiul nu se satură de privit. Ochiul este singura poartă deschisă permanent. Nu există ochi care să nu privească decât dacă nu ești sănătos. Orice ochi din lumea aceasta privește. Este o poartă deschisă permanent. De aceea se pune întrebarea nu dacă privim sau nu privim, pentru că toți privim, ci se pune întrebarea ce privim. Dacă există un dușman, dragi tineri, al performanțelor școlare, asta este lumea asta a filmelor, lumea asta a facebook lumea asta a vizualului ne răpește așa de mult timp. Pe vremuri era simplu, s-au rezolvat problemele în biserică cu câteva reguli. N-ai voie la cinema, n-ai voie la meci, și știu că mama nu m-a lăsat niciodată la UTA, N-am fost niciodată la UTA pe stadion, deși eram copil și mi-aș fi dorit. Și țin minte că de strict erau regulile atunci, însă, dragii mei, astăzi vremurile sunt mult mai complicate pentru că a venit cinematograful acasă. Nu se mai poate fără calculatoare, sunt teme pe calculator, există acces la internet, cinematograful a intrat în dormitorul copilului. Este un bombardament al vizualului fără precedent în lumea noastră. Dacă veți, diavolul a scos tot arsenalul pe care îl mai are în această vreme a sfârșitului, încercând să cucerească ochii tinerilor noștri. De aceea, în prag de an școlar, Dumnezeu ne strigă prin cuvântul său și spune ochii tăi să privească drept. Nu lăsa plioapele tale să se abată la stânga și la dreapta. Atâtea metode prin care diavolul uh, divagează de la ceea ce înseamnă importanță pentru voi. Vă scoate, vă distrage, vă tulbură și îți spui că intri numai un pic să verifici câteva like-uri și apoi cu like-uri să face noapte de veche. De atâtea ori intram pe internet și mă uitam la ora 10, tinerii din biserica mea erau acolo. Mai intram pe la 12, erau online. Pe la 1, 2 erau available. Am zis, doamne, ăștia fac noapte de veche? Și mă întrebam, oare ce fac a doua zi la școală dacă la ora 1 erau acolo online, pe chat? Lumea vizualului este o lume așa de alunecoasă, dragi tine. Dacă vreodată am ezitat să învăț sau am pierdut timpul, aici l-am pierdut. Pentru că te uiți un pic aici, te uiți un pic acolo și nu-i vorba de pornografie, nu-i vorba de lucruri murdare. E destul să stai două ceasuri pe Facebook și o să nu-ți faci tema. E destul să pierzi vremea pe YouTube să vezi fel și fel de faze, de râs sau de plâns, de biserică sau de nebiserică și să divaghezi de la ceea ce este important. De aceea vândem, aveți o viață disciplinată în ce privește ochii. La un moment dat am zis, Doamne, nu mai stau. Nu mai stau, fac legi stricte. În loc să stau o oră pe internet, mă apuc și învăț o limbă străină. Și am început să învăț rusa. Vorba aia, limba rusă, ești urât ca limba rusă, este un proverb. Cine mai învață rusa în ziua azi? Doamne, în loc de Facebook, în loc de stat pe nu știu ce alte site-uri, mă apuc să învăț limba rusă. Este așa de ușor să divaghezi în lucruri neimportante. Dragi tineri, orice, engleză, rusă, învățați ceva, o meserie, ceva important, dar nu mai rătăciți pe autostrada asta a vizualului, că e atâta pierdere de vreme în sfera aceasta. Păziți-vă bine ochii. Spune așa de frumos aici cuvântul Domnului în Luca, un principiu pe care vreau să nu-l uităm. Spune cuvântul foarte clar, ochiul este lumina. În noua traducere românească spune, ochiul este felinarul trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină, dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău este plin de întuneric. Iată, ne definește ochiul. Știu că când eram copil, mergeam la doctor și ne verifica doctorul. Nu era atât la tehnologie atunci. ți minte că unul dintre controlele era vinea cu un fascicul de lumină și se uita la tine în ochi, doctor, dacă ai ochii galbeni, dacă au roșii și știa, ochii, știa doctorul uitându-se în ochii noștri cu un fascicul intens de lumină dacă suntem bolnavi. Tot așa și Duhul Sfânt azi ne face o radiografie a ochilor noștri. Și te întreabă pe tine, drag tânăr, la început de an școlar, ai ochii curați? Acolo, în ochi, se citește sănătatea spirituală a unui tânăr. Poți să cânți frumos. Poți să fii la cor, poți să fii la fanfară, poți să înveți bine. Dacă ochiul tău nu este sănătos, tu ești un om bolnav, spiritual. Și dăm voie să spun că și cântarea ta, și repetiția ta, și tot ce faci tu pentru Dumnezeu aici, este întinat atâta vreme cât tu acasă îți pătezi ochii. O, Doamne, intră în cercetarea ochilor noștri. De atâtea ori, dragii mei, vin tineri buni și mărturisesc. Și ca unul care primesc și dați-mi voie să vă spun, dragi părinți, că nu există mărturisiri mai frecvente decât acelea legate de ochi. Și mulți îmi spun ceea ce voi nici nu bănuiți. Mama și tata nici nu-și imaginează la ce mă uit. Copiii ai unor părinți credincioși vin și plâng și spun, frate, nu mai pot. M-a lăsat tata și mama, am internet în cameră, nu mai pot. Am doar 16 ani, nu sunt în stare să, să, să învăț la școală, alții spun: Am 22 de ani, nu mai pot avea o relație normală cu o fată, pentru că mintea mea e poluată, fac comparații, sunt un paranoic. Pentru că la vremea tinereții n-au păzit ochii. Dragii mei tineri, vreau să vă spun ceva: în spatele acestor lucruri nu sunt doar niște imagini, sunt niște demoni. Niște cohorte demonice care au invadat lumea. Niște cohorte ale unor duhuri legate de pornografie care leagă oameni și oameni și nu numai oameni tineri, sunt oameni în vârstă. Și bine spunea Iov, am făcut legământ cu ochii mei ca să nu se oprească unei fecioare. Iov! Tu care ai 10 copii la 60 de ani, probabil, tu mai ai probleme cu ochii? Și spunea Iov, da! mă lupt și am făcut un legământ serios ca nu cumva să mi se oprească ochii unde nu trebuie. Spunea fratele Răuț, un frate credincios, din Bucovina spunea el, veneam la biserică și mergeam așa plin de bucurie la casa Domnului și am trecut pe lângă o femeie frumoasă, zice el. Și am dat bună ziua, și am dat bună ziua și m-am dus mai departe la adunare, spunea eu mergeam la adunare și mintea mergea înapoi. O trebuie să mă opresc, să mă rog, să mă uit la o floare, să admir frumusețea lui Dumnezeu, o floare, iarba, mă uită ce frumoasă e floarea asta. O trebuie să mă refocalizez, să-mi aduc minte aici, să-mi aduc ochii aici, să privesc altceva. Dragi fie, nu se poate să nu priviți, însă hai să învățăm să privim la frumusețea lui Dumnezeu, să ne adâncim ochii în Scriptură, să ne adâncim ochii în natură. Natura, ieșirile de natură sunt o soluție pentru cei care aveți probleme. Lasă camera aia întunecos. Nu sta acolo lângă ispită. Ieși, urcă pe munte, ca aici munți stui îndeva. Frumosul naturii, frumosul creației, este frumosul destinat vouă ca și copii, ca să trăiți sănătos, să aveți o imaginație sănătoasă. Dar atunci când începi să privești frumosul lumii, acel frumos pervertit, acel frumos proptit cu colagen, cu botox, cu silicoane, acel frumos cărpit cu atâtea vopsele, cu atâtea tubușoare, că nu mai știu, doamnele, de azi. Ca să fii doamnă în România, să ai un bagaj de tubușoare, al căror nume numai voi le știți. Însă, frumosul lui Dumnezeu, frumosul naturii, este destinat nouă ca și creștini să ne îmbătăm de frumusețea lui. Când îți întorci privirile spre el, spune psalmistul. Și apoi, da, frumusețea aceasta a profesiei, a cititului, îndemn foarte mult copiii să mai, mai lase privitul să înceapă cititul. Spune așa de frumos Apostolul Pavel Timotei, ia seama la citire. Mă întâlnesc cu foarte mult tineri și vorbesc cu ei și îmi dau seama că bieții au o viață marcată doar de ceea ce văd. Tot ceea ce știu un copil e legat de ceea ce au văzut. Vinea într-o zi un copil la tatăl său, l-auzam chiar pe tată, zicând, tată, m-am lămurit cu Iisus Hristos. Tu eu și cum e cu Isus, cu toate astea, cu Evanghelia. Păi de unde, mă? De la Discovery, zice. De la Discovery? Dar ce știe Discovery de Isus? Nu mai citim! Nici Biblia, nici alte cărți, dacă se poate ceva cu speranța, un video, o predică care să fie audio și vizuală, nu ne mai place cititul, dragi tineri, însă de vremea să ne dezvoltăm limbajul și să citim în primul rând Biblia și apoi cărțile. Prea mult vizual și prea puțin citit. Și să și vede, să și vede în limbaj. Când stau de vorbă cu mulți tineri, ca și lider am stat și am pus, mai zâmb ce înseamnă aici, ce înțelegi din versetul ăsta? M-am crucit ce limbaj simplist. Cum o la biserică? Ok. Cum o vă predica? Beton. Limbaj fără nuanțe, fără epitete, fără culoare. Aproape orice la tineri, super, e beton și mega. Baș de lemn. Un ban trunchiat. Pentru că lipsește citirea. Și ne-am scăldat ochii aproape exclusiv în vizual. O, Doamne, curățește-ne ochii. Dragi tineri, propuneți-vă ca în anul acesta, în loc de tot ceea ce v-a răpit timpul în anii trecuți, să învățați mai bine. Să studiați Biblia mai mult. Să citiți mai mult ca să vă dezvoltați imaginația. Și fie ca Dumnezeu să ne curățească ochii. Nu fiți prea vitej. Mulți spun, frate, pe mine nu mă afectează. Eu sunt puternic. Postul Pavel spune, Timotei, Timotei, fugi. Fugi de asta. Mulți spun, frate, nu mă afectează să-ți boteza cu două Sfânt, eu pot să văd, eu nu mă uit, nu mă afectează. Nu te afectează pentru că ești mort. Numai un om mort nu poate reacționa. Pavel ne recomandă tuturor tinerilor tai-o, fugi! Nu tergiversa te cu imaginea. De foarte multe ori tine spun, domne, nu-i greu, eu lupt. Și luptă cu imaginea. Însă Pavel spune, fugi, luptă cu curiozitatea. Din curiozitate cei mai mulți tineri cad în păcat. Și am întrebat, mă, cum ai ajuns să fii dependent? Din curiozitate. Să fac și eu, un clic. Acum totul e la distanță de un clic. Nu mai costă bani, nu mai trebuie să mergi până nu știu unde, e acolo. Însă, dragii mei, cred că Dumnezeu ne cheamă să biruim curiozitatea și nu imaginea. Când ne -a ajuns față în față cu imaginea, îi târziu, ochiul tău nu biruiește. Mă uitam în Sfânta Scriptură la David, a privit și a păcătuit. Acan a privit și a poftit. Eva s-a uitat și a păcătuit. N-am găsit niciun sfânt în Biblie Niciun sfânt, ascultați. Nici un sfânt care să privească și să biruiască tentația. Poate v-am mai spus și exemplul acesta, unul dintre lucrurile care mie îmi place să merg la munte, de a recomand tinerilor muntele și nu internetul, și îmi place să cobor cu skiurile. Ți-mi minte că odată m-am uitat la o pârtie foarte abruptă, la un, un alt tânăr care a pornit rachetă în jos. Fără frână, fără curbe. Am zis, mă, ăsta ori profesionist, ăsta ori e kamikaze. Ori să împrăște tot. Și m-am uitat curios cum își permite să meargă drept în jos pe o pârte așa de abruptă, fără frână. Pla jumătatea pârtei să o împrăștea tot. Ai găsit schiuri pe un kilometru pătrat. Era și în pădure, un în, băț aici, un schiu acolo, abia l-au recuperat alții. Pentru că în sinea lui tânărul ăsta și-a zis ca mulți dintre voi, frânez mai încolo. Nu-i greu. Acum ai viteză mică. Când prin viteză mare, frânezi atunci. Însă un schior profesionist știe că atunci când prinzi viteză, nu mai poți frâna. Dacă nu pornești de la început cu frâna, când, când ai început să prinzi viteză, nu mai poți frâna. Exact așa e și cu curiozitatea. Spui că nu mă un pic și te duci la vale în jos, pe pârtea asta abruptă și nu te mai poți opri. De aceea vă îndemn în numele Domnului, biruiți curiozitățile astea. Spuneam și dimineața, oriunde mă duc la tineret, aceleași întrebări. Frate, care e limita dintre lume și biserică? Frate, care e limita dintre un băiat și o fată? Frate, am voie să o pup, am voie să o țin de mână, am voie să stau pe internet. E păcat aia, nu-i păcat. Și am zis mereu, măi, de ce studiați numai limitele? De ce mă întrebați numai de limitele dintre Dumnezeu și lume? Pentru că vă place la limită. Pentru că vă place acolo lipiți de lume și să rămâneți încă în biserică. Dragi creștini, dragi tineri, viața cu Dumnezeu nu se trăiește la limita cu lumea. De aceea Pavel spunea, fugi! Fugi de poftele tinereții, nu mai pune întrebări. Îmi amintesc că mă mărturiseam ca și tânăr la frații bătrâni. Tream frate, e păcat cu tare, frații roșau, nu știau ei greacă și ebraică, dar spuneau, frate, eu știu un singur lucru, că Biblia spune, feriți-vă de tot ce vi se pare rău. Și am zis, cât de înțelept a gândit generația aceasta și au rămas în picioare. Astăzi, la tineret, am o adevărată luptă de lămurire cu tineretul de azi. Trebuie să vii cu argumente din ebraică, cu greac, cu PowerPoint, cu explicații din biologie, să-i convingi că păcatul este păcat. Și ne luptăm și întrebăm, dar de ce? Dar, frate, dar unde scrie că e păcat să fumezi? Dar unde scrie că e păcat să te satisfaci? Frate, nu scrie nicăieri. Unde scrie aia? Unde scrie aia? Și ne luptăm să-i convingem pe tineri că, de fapt, acolo e pericol. Și, Pavel, ne îndeamnă, dragi tineri, când e vorba de ochi, fugiți! Nu intrați în lumea asta de nelegiuiri, nu intrați în lumea curiozităților, ci fugiți și stați aproape de Dumnezeu. Cum spune acolo, și tu fugi și spune acolo mai departe ce să urmărești. Pentru că cuvântul Domnului este un cuvânt așa de clar, Plândeamnă nu numai să fugim, ci să și mergem înspre niște lucruri care contează pentru viața de credință. Spune, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Amin. Dragii mei, fugiți de lume, fugiți de pofte, niciun sfânt n-a biruit curiozitățile acestea, niciun sfânt n-a biruit imaginea. De aceea, dragii mei, haideți să fugim și să-L privim pe El. Când îți întorci privirile spre El, te umpli de El. Domnul să vă binecuvintează. Iată poarta ochilor. Și în ultimul rând, pentru că timpul a trecut, frați și surori, aici cuvântul mai vorbește de ceva, Spune, cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău. Amin. Dragi creștini, în ultimul rând, dragi tineri, vreau să vă spun că există ceva important în timpul anilor școlari. Și aici trebuie să veghem foarte mult și anume la poarta caracterului. Spune aici cuvântul Domnului, Căile tale să fie netede, căile tale să fie hotărâte, fii un om disciplinat, fii un om de caracter. Este așa de important ca la vârsta aceasta să vă formați caracterul într-un mod corect. Pentru că și Biblia spune că cei crescuți strâmb, nici Dumnezeu nu mai îndreaptă. Se întâmplă că se duce strâmb și nu se mai poate îndrepta. Unii oameni până la bătrânețe rămân cu trăsături de caracter, Asta mă surprinde cel mai mult, oameni botezați cu Duhul Sfânt, oameni care sunt uh, creștini, de foarte multe ori lasă acolo, tolerează în viața lor niște metehne, niște, dacă vreți, defecte, văd uneori surori botezate cu Duhul Sfânt care nu se lasă de bârfă. Au o viață cu Dumnezeu, au 50 de ani, poate, sau 60 de ani de bocăință și încă în caracterul lor este ceva strâmb, pentru că n-au tuns acelă star la tinerețe. De aceea îndemn biserica, îndemn familia să vegheze la, ve la formarea caracterului copilor noștri. Amin. Amin. Este nevoie de tineri de caracter în bisericile noastre. Oameni hotărâți, oameni care să meargă înainte. Spuneam că la vârsta aceasta una dintre trăsăturile tineretului este schimbarea. Sunt foarte schimbători. De aceea biserica, familia, societatea trebuie să vegheze la corectarea lor și la focalizarea lor pe drumul pe care trebuie. Foarte mulți tineri sunt așa labili, este o vârstă a labilității. Vorbesc cu unii tineri, spun, la ce dai? La medicină. Își cumpără toate cărțile de biologie din librării. După șase luni, tânărul să răznește. La ce dai? La inginerie. Azi inginer, mâine profesor, poi mâinei doctor, sunt așa de labil de multe ori tineri, schimbători. Sunt cele mai bune prietene în biserică, se pupă la biserică, în șase luni certate, nu mai, gata, e prietenă cu alta. Și mai departe, schimbători, astăzi ne punem pe pocăință, ne predăm, mâine iar ne prinde, știu eu ce școala, sportul, lumea. Dragi tineri, este vremea să învățăm ca să fim hotărâți în viață. Să fim oameni ai caracterului, oameni care să urmăm calea lui Dumnezeu și să ne formăm caracterul într-un mod duhovnicesc. În sensul acesta, cred că sunt câteva instituții importante și, în primul rând, este familia. De aceea, cred că părinții trebuie să audă bine, caracterul se formează, în primul rând, acasă. Spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, un scritor din vechii părinți bisericești mai presus de orice pictor, mai presus de orice sculptor sau de orice alt artist, eu îl prețuiesc pe cel ce este dibaci în arta formării caracterului copilului. De aceea îndemn astăzi părinții să se roage și vreau să ne rugăm la final pentru copiii noștri, mai presus de orice, în această vreme Dumnezeu să lase copii de caracter. Cuvântul Domnului începe în cartea eu și spune: În vremea aceea era în țara UTS un om. Avem de multe ori copii deștepți. spuneam, îi formăm ca ingineri, ca doctor, ca medici, poate cântăreți buni în biserică, îi formăm ca și -o predicator uneori, însă, în primul rând, Dumnezeu ne cere să formăm oameni. Copilul tău și copilul meu să fie om om în societate, un om de caracter, un om integru. Prea mulți copii și auzeam în generația mea zicând, frate, lasă-mă cu astea, eu vreau să mă duc la stăruință în fiecare seară, mă rog și mâine copiez la școală. Nu merge așa. Am apreciat că era un băiat rugativ, prieten cu mine, am apreciat, însă nu mi-a plăcut, că au zis, nu mă interesează școala, nu mă interesează munca, eu mă rog azi, e important să fii plin de Duhul Sfânt, mâine copiez la școală. Biblia spune, ochii tăi să privească drept. Învață să fii un om corect, e plină România de oameni care mituiesc. Dacă noi tinerii nu vom învăța o altă viață, un alt standard de moralitate, România nu va ieși din groapa în care se află. Am avut mari probleme la circulație, mereu. Spuneam și dimineață, m-am lăudat mereu și acum nu prea mai zic, dar îmi plăcea să spun că eu conduc sportiv. Până m-a întrebat un frate păstor, dar ce înseamnă sportiv, legal sau ilegal? Și acum m-a mai lăsat de condusul sportiv. Desigur am avut probleme cu circulația, cu poliția și eram ispitit. Am spus, Doamne, vreau să nu dau o mită niciodată. Și a fost greu, am pierdut permisul de multe ori, mi l-au luat pe o lună, pe trei și o nouă dată. Însă am înțeles unul cu Dumnezeu vrea să ne învețe să nu fim atât de corupți pe cum am obișnuit să fim noi români. Și mă rog Domnului să scoată din noi meteahna asta. E scris în genele noastre, în adn ul nostru, să fim oameni corupți, să fim oameni care nu ținem cont de dreptate. Și dacă acum pot să spun mai atent, o spun mai, mai serios, pentru că am văzut în America o altă societate care a învățat corectitudinea, și vreau să vă spun ceva, se se poate. Spune mereu că nu se poate, însă, dragii mei, se poate. Dacă vrem să fim oameni care să privim drept, oameni care să nu copieze la școală, la, la noi la școală nici nu stă profesorul cu noi la examen. Am rămas surprins când mi-a povestit cineva că în America studenții stau singuri pentru că nimeni nu se gândesc să copieze. Au fost învățați de mici că nu se copiază și nu se copiază. Și nu se copiază nici dacă e profesor, nici dacă nu e profesorul. Dragi tineri, este vremea să ne gândim la caracterul nostru, să-l formăm, să fim oameni corecți într-o societate care este atât de coruptă că Dumnezeu cere schimbare în biserică în primul rând la copii născuți în familie de credincioși, ca să învățăm și să fim oameni corecți. Al doilea rând, pe lângă familie, este și societatea și școala care ne formează, însă, în privința societății și a școlii, am un sfat, nu întotdeauna ea formează. Rog tinerii să fie foarte atenți în privința școlii. Școala, în aceeași măsură, și deformează. formează. Foarte multe ori profesorii sunt așa de corupți și spunea cineva chiar ieri, l-am întrebat pe un prieten, ce nu-ți place în România? Și mă așteptam la orice altceva, la politică, la justiție, mă spus nu îmi plac școlile. Am plecat din România pentru că nu îmi plac școlile. A scăzut standardul așa de mult și de foarte multe ori dintre studenții cei mai nereușiți, pentru că n-au șansă în altă parte, nu întotdeauna, se fac profesori și am intrat de multe ori în școli și m-am uitat la unele profesoare, am spus, indecenta asta, deșănțata asta nu învață mie copiii? Și am început să zic, Doamne, oare cum o să fie când o să am copii dacă așa arată profesorii de astăzi? Rog tinerii să fie atenți, să discearnă bine ce înseamnă formare, da, școala ne formează, dar în aceeași măsură în școlile noastre au început să pătrundă ideologii păgâne, ideologii care sunt străine de Dumnezeu, de aceea fiți oameni care respectați, ce spune Pavel, nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Nu vă conformați în tot ce înseamnă valori morale ale școlilor de astăzi, ci fiți gata să dați socoteală pentru credința voastră și să spuneți, eu nu cred în evoluționism, eu nu cred în valorile astea. În vremuri tot mai grele în școlile noastre. Știu un caz al unui părinte pe care îl cunosc. Într-o zi, la școală, la dirigenție, a venit diriginta cu un homosexual și încerca să explice copilul că el este un om normal, că este un om respectat, Că trebuie să-l respecte, că și el are drepturi ca și ceilalți copii. Vă dați seama, copii. Mi s-a părut o anomalie să se întâmple astfel de lucruri în școli. Și totuși ele se întâmplă. Și copiii, fraților, au fost indignați, au fost tulburați. Erau cel puțin doi pocăiți în clasa aceea. Și la sfârșit, învățătoarea sau profesoara aia a obligat să dea mâna cu el și să-l pupe culme. Să-l dea mâna, să-l. Și copiii fraților au spus, noi nu pupăm urăciunea asta. Nu au avut nici cum să dea mâna cu el. Au avut probleme părinții la școală. Imaginați-vă, au chemat dirigintele părinții la școală. Pe vremea mea chema când spărgeam geamurile. Astăzi te cheamă că nu respecti drepturile unor minorități atât de păcătoase. Sunt vremuri în care ne îngrijorăm pentru viitorul copiilor noștri. De aceea, dragi copii, dragi părinți, trebuie să ne rugăm pentru copiii noștri ca Dumnezeu să-i ocrotească, ca Dumnezeu să-i ajute să discearnă binele și răul într-o societate în care nu se mai promovează binele. Dacă în trecut în satul românesc dascălul și preotul erau o emblema moralității, astăzi chiar profesoare și profesori sunt agenți ai necurăților în școlile noastre. E vremea să ne rugăm pentru copiii noștri. Este final de slujbă și vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze nouă la școlar. Vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze copiii fraților să-i păstreze curat într-o lume murdară, să-i păstreze plin de Duhul Sfânt într-o astfel de lume de căzută. Și mai mult decât orice, dragi frați, doresc ca în ei să locuiască Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Știți, biserica cu regulile are importanța ei, însă este ca o cremă pe bube. Crema nu scoate microbul, crema îndepărtează efectele. Când cu adevărat Dumnezeu se va coborî cu Duhul sfânt în ei, cu adevărat atunci acea pastilă va distruge microbii din viața lor. De multe ori ne trudim să-i ținem în biserică, cu una, cu alta, să stea și nu putem, însă hai să-i dăm pe mâna lui Dumnezeu. La început de așcola să-i punem în mâna mare lui Creator și Duhul Sfânt să-i umple din plin și să îndepărteze orice microbi ai păcatului, orice microbi care au intrat pe calea ochilor, pe calea iubirilor, a pasiunilor sau pe calea minții și în viața lor să domnească Dumnezeu și în viața lor să domnească Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu și anul acesta să fie un an binecuvântat, un an plin de roade în care copiii dumneavoastră să fie cap și nu coadă și Domnul să-i binecuvânteze pe toți. Amin.